Dragi frați, sunt multe lucruri de adus înaintea sufletului nostru pe masa Cuvântului Lui Dumnezeu, dar rugăciunea mea este și încredințarea, este că Dumnezeu ne va ajuta să, să, să avem acele lucruri care ne sunt necesare aici și acum, chiar acum. Ați văzut pe Iov mulțumind în situația aceea groaznică. Ce fel de mulțumire a fost aceasta? A fost așa o mașină din aceea care, uh, tremurând, uh, spune: Domnul să fie slăbit, totuși. Nu. El, el a avut o, o bază, o temelie solidă când a spus binecuvântat să fie numele Domnului. Pentru ce frate să fie binecuvântat când o așa catastrofă este? Pentru ce să fie binecuvântat numele Domnului? Hai să vă spun, pentru ce? Pentru ceea ce va face Dumnezeu din această situație. Păi, știi ce va face? Nu știu. Nu știu ce va face, dar știu cine este cel care va lua suferința mea și pierderea copiilor mei și pierderea la toată economia lui și toată nenorocirea aceasta. Și tulburarea sufletească teribilă și bat jocuri întregii țări și tot ce a fost acolo, știu cine va lua toate aceste lucruri și le va transforma într-o binecuvântare pe care nu o cunosc astăzi, dar pentru motivul ăsta slăbesc pe Dumnezeu, nu ca o mașină care răspunde așa. Și așa a fost viața lui, a devenit încurajarea milioane, miliarde de oameni în istoria lumii. Au supraviețuit nenorocirilor pentru că un astfel de om, în mijlocul nenorocirii, a învățat să slăvească pe Dumnezeu pentru ceea ce nu vedea în clipa aceea. Acum nu vedem soarele care strălucește în dărâtul norului, dar cerul va fi curățit și soarele va străluci din nou. Aceasta este marea lui făgăduință. Ați știut, dragii mei, că mulțumirea, recunoștința, gratitudinea, cum o numim, este un act de credință. Este un act profetic. Mulțumirea este un act profetic. Și să vedeți de ce. Ai sufletul plin de mulțumire pentru ceea ce nu s-a întâmplat încă, nici nu știi ce se va întâmpla de fapt, dar sufletul ți este plin de mulțumire ca o ancoră pe care ai aruncat-o deja și ai prins, în Spiritul Cuvintelor lui Isus. Să crezi că l-ai și primit și îl vei avea. Păi ai, nu am. Dar de ce te bucuri atunci dacă n-ai? Păi eu cred că l-am și primit. Eu nu știu ce este, cât e, cum este, dar știu la cine este. Și în mâinile cui și. Astfel că mulțumirea, ni se spune când venim la adunare să venim cu mulțumire în suflet. Mulțumirea este un act profetic. Prin care noi slăbim pe Dumnezeu pentru ceea ce vom primi. Ca și când live ai primit și îl vei avea. Lucrul ăsta este incredibil. Și în, aici, în, în, în casa aceasta în care am venit, noi nu am venit într-un loc, ci așa cum ne-a citit fratele Ovidiu la început, am venit la cineva, veniți la mine. Am venit la cineva. Acest lucru schimbă, schimbă complet, complet paradigma nu este ceva uh, social. Avem foarte destule locuri pentru acest fel de social, ci este pur și simplu părtășie noastră cu tatăl și cu fiul. Așa cum scrie Ioan, părtășie cu Dumnezeu, devii părtaș cu Dumnezeu. Iar citirea scripturilor nu este lectură, ci este o o slujbă duhovnicească, este trăire, este o experiență cu Duhul Sfânt. Aceasta înseamnă citirea scripturilor. Citirea unui cărți, unui român, e altceva. Dar citirea scripturilor, el vă va călăuzi, va conduce în adevăr, în tot adevărul. Aceaste, aceasta înseamnă citirea scripturilor. Altfel e simplă lectură. Iar predicarea este ceva înfiorător. Predicarea este jerfa cuvântului. Este altarul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu este jerfit aici și cum a, citeam într-o discuție care a avut loc între Brâncuș și Nicolae Titulescu, Titulescu i-a spus, domnule, eu nu înțeles sculpturile astea de tele, ce pasăre măiastră e asta, fără ari, fără cioc, fără... Nimic. Și Brâncuș îi transmite această idee care l-a încântat pentru totdeauna pe Titulescu și îi spune, nu, nu trebuie să vorbească sculptorul despre pasăre, uite ce cioc, uite ce aripi, ci trebuie să lase pasărea să vorbească despre pasăre. Și când ai privit-o, atunci ai înțeles și dinamica ei, zborul ei în spațiu, cum a fost numită. Astfel că, vorbind despre predicare, predicarea nu este pronunțarea cuvântului, și predicarea înseamnă să dai cuvântul cuvântului. Aceasta e singura predicare pe care o primește Dumnezeu. Pentru aceasta mă rog și o zi și noapte, sunt în această slujbă. Singura predicare pe care o primește Dumnezeu, să dai cuvântul cuvântului. Cuvântul trebuie să vorbească. Și el va vorbi și astăzi cu ajutorul lui Dumnezeu sufletelor noastre. Am avut împreună această miniserie Daniel pe marginea grupii. M-a izbit așa odată, când citeam cartea lui Daniel, m-a izbit momentul acesta peste care am trecut mereu în grabă, că m-am ocupat cu Daniel în groapa cu lei, dar uh, am pierdut din vedere luptele sufletești care au avut loc înainte de aceasta, ce s-a întâmplat înainte de aruncarea în groapa cu lei și uh, mi-am dat seama că am pierdut ce a fost cel mai important, de fapt. Astăzi să ne mai ocupăm de un astfel de moment și următoarea predică cu care vom și încheia această micuță serie. Va fi sabatul când mă întorc din România. Sabatul viitor voi fi la București prin Harul Domnului. Și la întoarcere o să învățăm împreună verdict în curțile cerești. Să vedem ce verdict a fost dat în tribunalul din ceruri în dreptul lui Daniel, în comparație și prin contrast cu verdictul pe care l-a dat Curtea Imperială. Aceasta va închide puțin serea noastră, dar astăzi ne ocupăm de un alt moment. De un moment de-a un fiorător Și nu îmi nu, nu, nu place, aș zice că în medicină nu ar fi specialitatea mea aceasta, dar este specialitatea lui Dumnezeu. Adică astfel de momente, astfel de situații, cum a fost aceea în care... Uh, Trădătorii sau delatorii, vânzătorii sângelui lui Daniel, cu familii, cu tot, au fost aruncați în groapa cu lei și au fost prinși din aer. Moartea, în cădere liberă se numește tema noastră, au fost prinși din aer și le-au fost sfârmate vasele. Am rămas la această clipă când erau ei în aer. Și atunci stau și privesc pe Dumnezeu. Doamne, ce-ai făcut Tu ca oamenii ăștia să nu ajungă că da. Ați văzut cum a citit Nicolas textul din Osea. Cum să te dau? Cum să te predau? Am înțeles că i-a aruncat la lei, am înțeles că au fost vânzători ca Iuda și tot ce s-a întâmplat acolo, dar dacă ar fi copilul tău, tu nu mai te gânde la ce a făcut copilul tău ci pur și simplu, cum spune acolo, când vorbea Solomon și erau cele două mame, îi se rupea sufletul în ea când, când i-a spus despre copil să fie tăiat. Dacă ar fi copilul tău aruncat în, așa, în groapă și să vezi că îl prinde din aer și este sfâșiat, este sfârmat. Zice, dacă voi care sunteți răi ați suferit, cum îndrăzniți să credeți că Dumnezeu s-ar putea să fie indiferent ar putea unul dintre noi să stea nepăsător când un copil al lui este aruncat în situația aceasta sau suferă? Dacă voi care sunteți răi suferiți, cu cât mai mult Dumnezeu, care este bun, suferă? De altfel, în Talmud este, sunt, câteva, sunt câteva pagini care reflectă adâncimile bunătății lui Dumnezeu, cum Dumnezeu jelește pe egiptenii care s-au necat la plecarea din Egipt. Oh, i-a luat moartea, i-a luat marea, bine că i-a dus! este o zi de bucurie, hai să dansăm, hai să cu tamburina, cu Maria, cu toată lumea care este acolo și... Doamne, dar tu nu te bucuri. Păi tu nu vezi ce este pe plajă. Tu nu vezi ce este sub apă. Tu nu vezi ce s-a întâmplat astăzi. David a cunoscut inima lui Dumnezeu și îl zelește pe Saul, deci, azi a căzut un om mare în Israel și vorbește despre fiul lui. Suferă ce nu se poate spune. Dumnezeu suferă pentru moartea acestor oameni care sunt prinși din aer, pur și simplu, și sunt sfârșiați. De asta întreb: Doamne, ce ai făcut să nu s ajungă aici? Și dacă s-a ajuns aici, de ce s-a ajuns? Pentru că toată lumea, când se ajunge aici, la groapa cu lei, fie că e un tsunami, sunt cu tremur, o nenorocire, când se ajunge la groapa cu lei, toată lumea, în loc să se uite la lei sau la oameni, se uită la Dumnezeu și zic, unde ești? Ce faci? Ești ocupat? Sau cum scriu ziarele engleze după tsunami, te rușine să scoți obrazul, unde ești? Totdeauna se vor îndrepta ochii omenirii către acolo și întreb într-o astfel de situație, Doamne, ce s-a întâmplat? Cum de-au ajuns oamenii aceștia aici? În Daniel, capitolul 6, versetul 24, până să ajungă în fundul gropii, lei i-au și apucat și le-au sfârmat oasele. Acum, dacă ne-ar întreba cineva pe noi, care a fost uh, greșeala sau păcatul acestor oameni, ce ați răspunde? Care a fost păcatul lor? Cine? Să încercăm în câteva răspunsuri așa. Eu am să spun tare aici la microfon. De obicei nu se aude când se răspunde din sală, dar eu am să repet aici. Care a fost păcatul lor? Cine ne poate spune? Dacă știți istoria, cum au organizat ei acea capcană groaznică în care au prins pe Daniel și au făcut din împărat un instrument de care s-au folosit ca să-l poată captura pe Daniel, au invocat legea mezilor și peștilor care nu se schimbă, odată ce a picat în neascultarea aceasta, trebuie aruncat la lei, ei vreau să scape de... Știți istoria aceasta foarte bine, dar vă întreb care era păcatul din care a izvorât această istorie. Noi de obicei ne ocupăm de frunze, dar rădăcina vine din altă parte. Rădăcina înseamnă altceva. Care, era, care a fost păcatul lor? Cine poate să spună într-un singur cuvânt, simplu de tot? Invidia. Invidia. Bun. Au stat departe de Dumnezeu, l-au ispitit pe Dumnezeu, chiar au vrut să-l scoată în afara peisajului, dacă se poate. O să reajungem aici. Mândria lor, care s-a simțit rănită, umbrită de cealaltă parte. Cine poate să-mi spună o formă a decăderii sufletește lor spirituale? Care era păcatul care i-a adus aici metoda de care s-au folosit ei și care s-a manifestat în tot ce s-a întâmplat acolo? Se numește fărățărnicie. Una zici, alta pui la cale. Se numește fărățărnicie. Se numește om cu două fețe. Marele șoc pe care l-am avut când am discutat cu mentorul despre teza pe care am scris-o a fost acesta. Zice, nu te aștepta să ieși la un răspuns pozitiv. Nu neapărat că să demonstrezi ce ai spus în teza. S-ar putea să scrii 80.000 de cuvinte trebuia să aibă teza, între 80.000 și 120.000. S-ar putea teza să aibă 80.000 de cuvinte și să ajungi la concluzia Că teza ta nu e adevărată și să spui la sfârșitul tezei, după 80.000 de cuvinte, deci nu e adevărat ce am crezut eu că acest lucru e legat. De... S-ar putea să ajungi la concluzia opusă după ce ai cercetat. N-ai pierdut timpul, este o teză admisă, e primită, ai graduat. Indiferent dacă ajungi la un rezultat pozitiv sau negativ, acesta e adevărul. De ce? Pentru că altul nu o să mai ia pe drumul ăsta pe care ai mers tu, fiindcă știe de la tine că nu se poate face. Am, Edison spune: Am descoperit 10.000 de căi pe care nu se poate face un bec. A ieșit de 10.000 de ori în, în testele lui și le a spus, la oameni, nu mai luați pe drumul ăsta, că dacă o luați pe drumul ăsta, uite, nu iese bine. Aceasta este ceea ce învățăm de aici. Asta vrea să ne învețe Dumnezeu. Nu o luați pe drumul ăsta. Acesta este mesajul lui. Nu o luați pe drumul ăsta sub nicio formă. Dar de ce? Că e pavat, e frumos, e bun. Știi unde duce? Uite aici aduce. Acolo unde erau prinși din aer. Sigur, ei când au intrat pe drumul acesta au plănuit o altă destinație minte, au plănuit un guvern fără Daniel, s-au plănuit pe ei, i-a supărat teribil, ei au fost, au supraviețuit când Daniel a fost ales între trei guvernatori, în întreg, Imperiul și între ăștia trei era proeminent. Uh, au supraviețuit la chestia asta, dar când au înțeles de la împărat că avea de gând să-l pună peste toată împărăția, le-a sărit uh, siguranța. A zis, nu, gata. Și atunci l-au condamnat la moarte în inima lor, de asta au organizat decretul cu închinatul timp de o lună la împărat, de asta au organizat o pândă la casa lui Daniel să o prindă, nu pentru că erau uh, legați de religie, de credință, de ceva, ci datorită faptului că a stârnit în ei această cumplită ură criminală, împotriva binecuvântării, pe care Dumnezeu o așezase peste Daniel, că el era binecuvântarea pentru tot Imperiul acela. Dar ei nu sufereau pe cel care binecuvântase pe Daniel. Acolo era toată, toată problema aceasta. Și aș vrea să mergem puțin mai departe. Ați observat că drumul, același drum, duce în același loc. Totdeauna tot, toți veniți pe un traseu. Eu am venit azi dimineață cu Gabi și am întrebat-o așa: pe drum Gabi, tu pe unde o iei când vii la adunare? Și a zice, o iau pe aici, asta e drumul pe care merg eu mereu. Bun, păi dacă mergem tot pe drumul ăsta, nu avem cum să ajungem la o altă destinație. Am mers tot pe drumul, am ajuns la aceeași destinație. Ați observat, mai știți exemple în Biblie de oameni care au mers pe două, care au împletit cum era cazul lor, ei au împletit politica cu religia. E o combinație demonică, era să zic, drăcească, ce nu s-a imaginat. Politica și religia împreună este ceva groaznic. Dar mai știți vreun caz de om care a împletit aceste două, a mers cu pe, pe drumul acesta al pățărniciei. Balam! Eu, eu vreau să vă întreb acum, ăsta ce era profet sau ghicitor? Ce știți voi din Biblie? Era și profet, era și ghicitor. El așa le alterna pe amândouă. Unde a dus drumul ăsta? El așa s-a rugat săracu, a zis, dacă aș muri de moartea celor neprihăniți. Păi n-ai cum să trăiești nelegiul și să mori de moartea celor neprihăniți. N-ai cum să mergi pe două cărări, să te dai când proroc, când ghicitor și să ajungi la aceeași destinație. Cu... Deci, Aici duce drumul, vreau să zic. Oricine o va lua pe drumul ăsta al fățărniciei, el apărea ca fiind proroc, în realitate era ghicitor, amestecat banii cu cine ce apucă de la asta să ia pe dedesubt cu... și așa mai departe. Cine o ia pe drumul ăsta, spune Scriptura, aici ajunge. Deci nu există o altă destinație. Dar mai știți spaltul? altul? Iuda. Foarte, foarte, e clasic a fost. Dar ăsta, Iuda nu fi avut biserică bună. A fost o biserică cu scandaluri, cu treburi, cu probleme. Dar din cauza asta săracul s-a potignit. Așa ce ziceți? Nu. Nu a existat un pastor ca acela care a avut Iuda. Și care avem și noi, domnule pastorul meu. Nu a existat. Nu există scuză pentru o astfel de purtare amestecată. Pleca informator la preot, uite ce a mai zis, ce a mai făcut, uite cum merge, și încerca să se folosească de Isus pentru agenda lui politică. Amesteca politica și religia. Dar Isus pe ce bază a fost răstignit? Cine știe? Pe baza amestecului politic-religios. Au amestecat politica cu religia. Și au spus, fiți atenti, că amestecul acesta politică și religie este cea mai cumplită o treabă pentru societatea noastră. Isus a fost provocat la acest punct. Ei au încercat să amestece, să-l arunce în amestecătură, dar Isus nu intră în amestecătură. Și a spus, nu, 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 dați cezarului ce este al cezarului, este bă, și dați lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. Nu, hai să le amestecăm. Da. No. Care a fost una din ispitirile uh, cu care s-a adresat diavolul în pustiu? Ce, ce, a încercat cu Iisus? Împărățiile. I le-a și a spus, nu? Irod Pilat de vorbă cu el și l întreabă, ești un rival? Ești în competiție cu mine, cumva? Ești, și tu ești împărat? Și care mai tare sau ceva? Ești rival? Și Iisus ce a răspuns? Nu, eu nu sunt rivalul tău. Pentru că împărăția mea nu e de aici, frate. Nu e competiție între noi. Ferească Dumnezeu. Ce competiție ar fi aceea? Dar când oamenii, când au fost hrăniți cu pâine și... Care a fost imediat impulsul lor? să-l facă împărat și Iisus i-a silit să apuce de vâslit, mai bine niște exerciții fizice foarte bune au fost și te eliberează de trăznăie din asta din cap. Și atunci i-a trimis pe mare. Niciodată el nu a admis amestecul acesta. Și biserica lui Dumnezeu intră pe un drum sinucigaș în momentul în care se amestecă în politică și persoana, ca persoană care amestecă politica și religia în viață, va sfârși aici unde au sfârșit acești oameni, în aer au fost luați din aer. Nu duce în altă parte drumul, totdeauna drumul va duce aici. Poate cineva să aibă speranță că va duce în altă parte, nu, nu va duce în nicio parte. De aceea în viața Mântuitorului nostru lucrurile erau clar delimitate. Daniel nu face politică și religie sau religie și politică. Politica este politică, slujește statul cu mare credincioșie, binecuvântă milioane de oameni prin conducerea lui, iar credința în Dumnezeu are hotarul ei, acestea nu se amestecă între ele. Acest lucru se creează în lumea noastră și creează fățarnici, creează o generație de fățarnici. Politicieni care sub masca religiei își promovează agenda și religioși care sub masca politică încearcă să acapareze masele. Atunci când cezarul este amestecat cu Dumnezeu, nu se sfârșește cu dați cezarului cel al cezarului și lui Dumnezeu cei al lui Dumnezeu, ci se sfârșește cu cea mai cumplită frază, cezarul este Dumnezeu. Acesta e finalul. Aici duce drumul acesta. Deci era un aer și a fost prinși oamenii aceștia. Iubiți mei, când ne reflectăm sau când ne gândim la propria viață în contextul în care suntem, lucrul de care avem cea mai mare trebuință este claritate în mintea noastră. Clarificare, delimitare clară. Acesta e domeniul lui Dumnezeu. Acesta este domeniul economic, acesta este domeniul politic, acesta este domeniul științific. Amestecarea lucrurilor. Întreba cineva de une zi, zice, Doamnă știință, tu ai fost trimis să explici fenomenele. Cine te-a pus pe tine la amvon să vorbești despre Dumnezeu? Tu ai fost chemată să spui, apa este hidrogen și oxigen, doi atomi de hidrogen, doi de oșe, doi, ochi, doi, de, doi de, și unul de oxigen. Tu aceasta ai fost trimisă să faci. Cine ți-a încredințat cealaltă slujbă de a vorbi despre Dumnezeu? De a spune, de deci, ce apa este formată din doi atomi de hidrogen? În concluzie, nu există Dumnezeu. Și niciodată nu ai spus adevărul, pentru că ai zis așa, în concluzie, eu sunt Dumnezeu. Acesta a fost drumul pe care a mers oamenii aceștia. Probabil că suntem, avem așteptări de la Dumnezeu de nenumărate ori în viață, care de fapt nu se împlinesc. Și te întrebi, Doamne, dar ai închis gura leilor, într-adevăr, dar de ce ne-ai închis și gura oamenilor care au vorbit despre Daniel, ce au vorbit acolo? De ce ne-ai închis și gura acestor oameni? Nu, uh, ei trebuie să-și închidă gura singur. Dumnezeu nu dă peste gură nimănui. Dar îi dă posibilitatea să închidă gura. Îi dă această posibilitate. A existat un moment al pocăinței, posibilitatea pocăinței în viața acestor oameni care au fost prinși luați din aer. A existat un moment al pocăinței sau nu? Da sau nu? Sigur da! Sigur da, a fost. Dumnezeu dă prilejul acesta. Și știți când a fost prilejul lor? Atunci când Darius, aflând și înțelegând complotul acesta, târziu a înțeles, s-a lăsat manipulat. Atunci când Darius a căzut în acea groabă întristare, Dumnezeu i-a solicitat și pe ei să se întristeze la fel și cum era Darius de mâhnit până la apusul soarelui, cum să-l scape, ce să facă, ei să vină să spună și noi împărate suntem mâhniți pentru că noi am adus lucrurile aici și suntem Era clipa pocăinței. Aceasta o numește Biblia clipa potrivită și la fel a fost cu Haman, el a tot așa amestecat politica cu religia, credința în Dumnezeu cu naționalitatea și cu aceste lucruri. Dumnezeu îi dă prelejul pocăinței la cel din tâi ospăț al esterei. El știe. El chiar se teme, nu cumva să afla, nu cumva să știe, are, are tensiunea asta. Era momentul pocăinței. Nu numai că nu a prins de fel intenția sau planul lui Dumnezeu, dar Biblia spune că ai și vesel de acolo și s-a considerat, apreciat de împărăteasă. Ce împărat? eu sunt aici, că mai pe mine m-a chemat și așa mai departe. Visul lui acesta era, de fapt, n-a înțeles deloc. A refuzat să înțeleagă, n-a vrut să înțeleagă intenția lui Dumnezeu prin care îl chema. Oprește-te aici, mai ai doi pași până la prăpastie, oprește-te aici, nu merge mai departe. Altfel cum a spus textul nostru, cum să te dau, mi se zbate la untru, văd ce faci, văd încotro, merg ce pot să fac, mi se zbate la untru mine, mi se mișcă inima de milă, știu ce, ce va urma de aici, iar ei continuă în împietrirea lor mai departe până când ajung în situația aceasta. E momentul acesta în viața noastră a fiecăruia în parte, chiar acum zice Domnul, chiar acum zice Domnul. Ceea ce a ruinat poporul lui Dumnezeu a fost confuzia. Ceea ce ruinează o viață este confuzia. Până când scăpăs tu de amândouă, de amândouă picioarele, frate. Ești de stângu sau de dreptul? Ești e? E schiopătau de amândouă picioarele. Și dacă Dumnezeu e Dumnezeu, dacă Baal e Baal, dar da, spune, oamenii aceștia tac, spune Biblia, au tăcut când le-a zis Ilie, pentru că nu doreau să dea un răspuns la ceea ce era atât de evident. Când ei au vorbit acolo în fața împăratului și l-au amenințat, l-au șantajat și au spus, vezi că l-au văzut că este întristat, devastat de perspectiva pierderii lui Daniel și l-au amenințat, i-au spus, vezi că după legea meziilor și peșurilor nu ai să schimb nimic. Știau oamenii aceștia că vorbesc despre ei? După legea meziilor și peșurilor nu se schimbă nimic? Și deci au dat ei seama că vorbeau chiar despre ei. Când, când David condamnă pe vecinul acela cu uile, care a luat mielușaua, când David îl condamnă cu așa vehemență, știa el că despre sine însuși vorbea. Până când prorocul uh, Nathan i-a spus, uh, tu ești omul acela. Dacă cineva se îndreaptă spre Dumnezeu când sunt aruncați oameni într-o situație de felul acesta, ar trebui să se oprească o clipă oprițivă. Dumnezeu nu este autorul faptului că acești oameni sunt în aer. Ei nu au fost roși de lei. Ei au fost roși de invidie. Nu Dumnezeu este cel care i-a aruncat în groapa aceea. Și așa cum a citit la primul text din Ieremia, capitolul 1, tu ți-ai făcut treaba asta singur tu ai urzit toate aceste lucruri și n-ai știut niciodată că tot ce faci în dreptul cuiva este de fapt în dreptul tău. Tot ce faci împotriva familiei altuia este în dreptul familiei tale. Abia acolo au văzut lucrul acesta, probabil, fără să manifeste niciun fel de pocăință. Ba, amestecul acesta cumplit, sfârșește până la urmă în disperarea în care un om se vinde diavolului pur și simplu. Știe ce înseamnă lucrul ăsta. Cred că v ajuns la urechi uh, amestecul anumitor soții de președinți cu spiritismul, tot felul de... Ați văzut că Hamandă cu Bobi, înainte să dea decretul de moarte... Uh, Până acolo se ajunge, se înrăiește sufletul până acolo, încă știe că se vinde diavolului, dar nu se oprește. Am fost chemat în casa domnului senator în România și dânsul mi-a spus, domnule, mi-a tulburat teribil viața seară când ai vorbit lucrurile alea acolo cinematograf și vin neapărat la mine acasă și am invitat o doamnă în vârstă, soția pastorului care era acolo, zi, vreau să mergeți cu mine că e o problemă extrem de sensibilă. Însă a mers acolo și dumnealui ne-a arătat: Uite ce se întâmplă, a spus domnul senator. Ce se întâmplă, domnul senator? Eu am un medium care vine în casă la mine și primește aceste comunicări și pe baza lor eu îmi dirigez activitatea politică. Votez pentru una sau nu votez pentru alta. Și se uită în taban și scrie cu o viteză nemaipomenită și cum să nu te sperii Dumnezeu, dai seama că este ceva extraordinar și a, am fost convins că discut cu Dumnezeu, am fost convins că mă duce Dumnezeu până seara. Seara m-a făcut praf ce am auzit seară și te rog să-mi spui dacă lucrul ăsta e de la Dumnezeu sau nu. Păi ea citește o frază și a citit prima frază, zic, opriți-vă, nu mai citiți mai departe. Zic, am o întrebare, Știi, e posibil ca o minte omenească să gândească vreodată că Dumnezeu ar vorbi în acest fel, s-ar adresa dumneavoastră cu cuvintele astea cu care e, e, posibil. Și am pens lucrul ăsta și a spus, niciodată Dumnezeu n-ar vorbi în felul acesta. Din clipa de față a spus, însă nu mai calc aici. Dar acolo unde se amestecă lucrurile acestea, ele nu se vor opri decât acolo unde omul va apela la puterea diavolului ca să-și poată împlini agenda lui. Ce preț teribil! Iubiții mei, în Iov 38, versetul 19, Sfânta Scriptură, are o întrebare. Unde este drumul care duce la locașul luminii? Să fie lumina, a zis Dumnezeu. Unde este drumul care duce la locașul luminii? Dar fi două lucruri aici, unul e drumul și unul e locașul luminii. Dar Scriptura ne spune că drumul și locașul luminii sunt unul și același lucru. Eu sunt drumul și tot eu sunt lumina. Lumina luminează în lume și întunericul n-a biruit-o. Și toți cei care au găsit dragostea adevărului în sufletele lor au venit la Lumină. Dumnezeu să ne ajute ca la întrebarea unde este drumul Luminii să putem auzi în Sufletul nostru acest răspuns. Drumul sunt eu. Eu sunt Lumina Lumii, a spus Mântuitorul. La aceasta, Tatăl nostru, te rugăm și ne închinăm înaintea ta, ca Lumina ta să ne lumineze Sufletele. Și în orice vreme de confuzie am putea fi, în orice situație gravă sau grea, totdeauna lumina prezenței Tale, Doamne, să ne lumineze mințile și sufletele ca să Te alegem pe Tine. Păzește-ne întotdeauna de drumul fără de legii, Doamne, al fățărniciei. Păzește-ne de amestecul acesta satanic. Te rugăm în numele Domnului Isus să faci din noi niște copii limpe, simpli, clari, tâlie, curați la suflet. Dă-ne acea inimă curată de care ai vorbit tu, Doamne, când ai zis, vă voi da o inimă nouă și când ai spus că omul cu inimă curată va vedea pe Dumnezeu. Aceasta e rugăciunea noastră în numele Domnului Isus Hristos. Amin.